În acest sfârșit de săptămână s-a desfășurat în sala sportului din Parcul Tineretului turneul din cadrul Cupei Municipiului Reghin pentru grupa născuți în anul 2002. La competiție s-au înscris 21 de echipe venite din centre cu tradiție în fotbalul juvenil. Turneul a fost câștigat de Clubul Sportiv Școlar Reghin, care a învins în finală formația Mara Baia Mare cu scorul de 2-0. Celelalte echipe reghinene, Avântul 1 și Avântul 2, s-au clasat pe locurile 21 respectiv 14, iar Sebastiano pe 20. Voș Daniel de la Kinder Târgu Mureș a fost golgheterul turneului cu 7 reușite. Cel mai bun jucător a fost ales Vito Daniel de la CSS Reghin. Atletic Gurghiu a primit titlul de fair play al întrecerii. Sala care a găzduit întrecerea a fost arhiplină. Participanții s-au arătat încântați de condițiile oferite de organizatori și au subliniat încă o dată importanța acestor competiții între copii.